Poate exista căsătorie mixtă între un ortodox și un romano-catolic? Dacă vor, ei, dacă vor ei da, conform Sfântul Ioan Gură de Aur, nu, spune mirii să fie de aceeași credință. Eu am avut o situație de genul ăsta. Știi, chiar am la oră, chiar cu părintele Sandu, dacă ți-aduce aminte. Și el ne-a întrebat cum să punem problema. Așa, știi că eu am spus atunci, părinte, eu pun problema simplu. Dacă fata așa alege un bărbat catolic, ce spune Scriptura? Bărbatul e cap femeie. Du-te după el, cu unul de la dânsul. Da, dar pleacă de la ortodox. Dar nu-i treaba mea. E treaba ei. Vrea să stea ortodox, ia și el catolic, e tot treaba lor. Vrea el să facă ortodox, e tot treaba lui. Vrea ea să facă catolic, e tot treaba lui. Nu-mi plasez mie mortul o gradă. Îți rezolvi problema și îți asumi greșeala sau răspunderea. Asta e problema. Nu știu cum e cu căsătoria asta mixtă, nu, nici nu știu cum o socoate Dumnezeu. Nu-mi dau eu cu părerea despre ea. Mulțumesc Dumnezeu, n-am avut de participat niciodată. Am avut câteva ocazii și am refuzat. Am spus nu pot, eu sunt călugăr, noi nu cununăm și cu asta basta. Adică m-am spălat pe mâini, în ce sens? De ce să mă încarc eu cu o chestiune care de sus din cer nu știu cum este judecată? Da, asumă-ți răspunderea. Stai cununată civil. Nu te grăbi spre taina căsătoriei până ce unul din ei se hotără în ce direcție o ia și dacă vrei să faci ceva legal, fă-o după lege. Încearcă să-l convingi pe el să se facă ortodox dacă vrea, dacă nu, stai tu ortodox și suportă-l pe el așa toată viața, coleg de curățenie, coleg de rugăciuni, coleg de smerenie și cum a socotit Dumnezeu. Nu putem noi să ne băgăm în dragoste. Te poți trezi imediat că spune așa, dar ce treabă ai tu? Ce te bagi tu să despărțești oamenii? Adică ce te amestești tu în dragostea lor? Nu mă amestec deloc. Secund nu era ortodox, Antuza era ortodoxă, Nona era ortodoxă, nu Grigorie. Deci noi mai avem cazuri de genul ăsta. Dar ce femei au fost acelea?